din soare. Și la munte va ninge, iar izolat va fi polei. Mai vorbim și de cantități mai însemnate de precipitații, cantități ce vor depăși pe arii restrânse 15 litri pe metru pătrat, cu precădere în Carpații occidentali, în nordul Carpaților orientali și în vestul Carpaților meridionali, acolo unde vor fi în general în formă solidă și se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va sufla cu putere, iar în zonele montane rafalele vor depăși și 90 de km pe oră. Vorbim și de o scădere a valorilor termice pe parcursul zilei de mâine în regiunile intracarpatice, dar duminică și în celelalte regiuni, astfel că la nivelul întregii țări, duminică vom avea maxime undeva între 0 și cel mult 9 grade. Duminică spre luni, valorile termice vor fi foarte coborâte, sub pragul de 0 grade în toată țara. Premieră în România, părinții unei fetițe de 10 ani din județul Iași care suferă de cancer sunt obligați de magistrați prin ordonanță președințială să continue tratamentul copilei. Asta după ce tatăl micuței a declarat că nu are încredere în medici și că se teme ca în cazul unei noi intervenții chirurgicale îi vor fi furate organele. Rodica Tilica are toate datele. Bună ziua, Rodica, ce mai știi despre acest caz? Bun găsit tuturor! Pentru prima dată micuța a fost operată la vârsta de 4 ani, iar apoi boala a recidivat. Imediat părinții au fost de părere că nu mai au încredere în medici. Familia din județul Iași refuză astfel să mai aprobe operațiile recomandate de către medici, de teamă să nu îi fie furate organele micuței. Doctorii au ajuns să ceară ajutorul justiției, de teamă să nu piardă mica pacientă, însă demersurile au durat enorm. Un an au durat aceste demersuri prin care statul obligă familia copilei să continue să o trateze. Medicii au cerut și ei ajutorul celor de la protecția copilului și abia acum judecătorii au emis ordinul după ce 3 instituții au intrat pe fir. S-a pierdut așadar foarte mult timp, spun doctorii, pentru viața fetiței care suferă de o formă rară de cancer la rinichi. A trecut prin 3 operații și medicii spun că mai are nevoie de încă una. Pentru aceasta a fost dată ordonanța președințială. Zilele următoare, fetița va fi dusă la Timișoara, unde va primi tratamentul necesar, eventual și un transplant de celule stem. În replică, părinții au mai spus că instanța nu este compusă din medici și că fetița nu poate fi luată cu forța din familie și asta pentru că ar fi îngrijită exemplar. Mulțumesc foarte mult! Este anchetă într-o comună din Bistrița, Năsăud, unde un copil de 5 ani a fost terorizat de mama sa, chiar de Moș Nicolae, cu ajutorul unui bărbat deghizat în bătrânelul cel darnic. Bărbatul a pus pe băiețel să stea în genunchi și să promită că nu mai scrie cu creioanele pe pereții grădiniței. De asemenea, bărbatul a și atins cu nuiaua pe băiețel spre amuzamentul mamei, care era prezentă la toată scena și încuraja pedeapsa urmată de cadouri. Mama copilului riscă acum până la 7 ani de închisoare. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Promite la Roșu că ești cu minte, da? Promite la Roșu că ești cu minte. Ai trecit? Da. Asculte, doamna educatoare, da? Ascult. Momente care greu pot fi descrise în cuvinte pentru un copil de doar 5 ani dintr-o comună din Valea Bârgăului. Băiețelul a fost terorizat de mama sa chiar de Moș Nicolae, cu ajutorul unui bărbat deghizat în darnicul sfânt. Este vorba chiar despre iubitul femeii. Bărbatul l-a pus pe copil să stea în genunchi și să promită că nu mai scrie cu creioanele pe pereții grădiniței. Ai scris? Nu mai scriu. Da. Promiți că ești cu mice? Da. Nu, nu, la asta promite. Promite. Cum îi promite? Așa zisul moș l-a și atins cu nuiaua pe băiețel spre amuzamentul mamei copilului, care era prezentă la toată scena și încuraja pedeapsa urmată de cadouri. Nu face prostii, eu dorm în pod. Auzi că-mi pot, eu scriu tot pe hârciuță și viu sala la el. Ai auzit? Mama i-a trimis filmulețul tatălui copilului, care se pare că îi trimisese bani pentru cadouri. După ce a văzut imaginile, bărbatul a alertat Direcția pentru Protecția Copilului din Constanța, care mai apoi a luat legătura cu colegii de la Bistrița Năsăud. Aceștia au demarat o anchetă pentru că scena este considerată un abuz. Starea polițistului tăiat cu sabia în misiune la Rădăuț este în continuare critică. Medicii spun că există și aspecte îmbucurătoare și anume că răspunde la comenzi, dar continuă să fie intubat și ventilat. În schimb, interlopul care l-a rănit își conduce cu mână de fier organizația și le-ar fi impus dealerilor săi să nu distribuie astfel de substanțe anumitor persoane pe care nu le agrează, potrivit interceptărilor DICOT.
Polițistul rănit în misiune la Rădăuți se luptă în continuare pentru viața sa. Starea pacientului putem să o considerăm în continuare critică, dar sunt și unele lucruri îmbucurătoare. Putem afirma acum că el are o stare de conștiință păstrată, el răspunde la comenzi, strânge mâna la comandă verbală, ceea ce este un element îmbucurător. Este în continuare intubat, sedat, intermitent. În continuare sunt măsuri maximale terapeutice, dar este stabil hemodinamic, s-au reglat și hemoglobina și constantele biologice. În principiu, evoluția este spre ameliorare. Medicii mai spun că agentul este supravegheat în continuu, mai ales că pot să apară complicații infecțioase sau pulmonare. Agresorul polițistului, Alexandru Huțuleac, zis Duțu, era vizat de ancheta DICOT într-un dosar privind traficul de produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Așa că o echipă de polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava așteaptă semnalul pentru a intra în casa interlopului. Ușa a fost deschisă prin forțarea cu berbecul, iar polițiștii l-au zărit pe Duțu cu sabia în mână. Acesta a lovit cu sabia și l-a rănit pe agent. Potrivit interceptărilor, Duțu le-ar fi impus dealerilor săi să nu distribuie astfel de substanțe anumitor persoane pe care nu le agrează din diverse motive. Deamu, fii atent, nu mai dăm nimic, gata. Hă? Deamu, gata, nu mai dați nimic, nu mai dați nimic. De ce? Că Duțu vă caută pe toți. Vă caută pe amândoi, pe toți trei. De ce? Să vă pe toți, să vă bată, na, nu știu. Da, na, nu te râde că i-a dat. I-am dat la acela seară 5 amu, i-a mers la dânsul și i-a zis că le-am dat de la mine și ăsta m-a luat pe mine la... Într-o altă discuție telefonică, unul dintre intermediarii care vindea substanțe interzise îi spune unui alt intermediar că Alexandru Huțuleac, zis Duțu, și-a dat seama că îl inducea în eroare. Uă, ce faci? Amu, ia, am ajuns la Brodina. Tu? Ți-am zis ce-am pățit. Ce? M-a turnat ăsta, bă. Cine? Duțu. Cui? Acum a turnat. M-a sunat de pe numărul lui 1, știi? Da. Și a zis că, uite, am aflat ce măgării faceți voi, știi? Da. Și s-a uitat să vadă câte am și mi-a luat și banii. Mi-a luat tot. Și ce ți-a mai zis? A zis că să-i aducă ăștia toți banii, restul de bani, că... Mugur, ce facem? Nu știu. Vedem, hai că vorbim, da? Na bun, hai. Și continuăm acum cu o informație de ultimă oră. Regele Mihai a fost făcut trădător pe arena. S-a ținut în deschidere un moment de reculegere în memoria regelui Mihai, decedat în urmă cu 3 zile. Peste 13.000 de oameni au adoptat o ținută sobră timp de aproximativ un minut, însă tăcerea a fost spartă, așa cum spuneam, conform presei sportive, de un tânăr care ar fi adresat injurii la adresa regelui și l-ar fi făcut trădător. De asemenea, jurnaliștii sportivi spun că ofițerul de presă de la Steaua s-ar fi întors către același și ar fi arătat obrazul. El nu a fost amendat sau sancționat în vreun fel, deși a acționat într-un moment absolut nepotrivit, așa cum îmi spuneam, l-a numit trădător pe rege și de asemenea a adresat mai multe cuvinte jignitoare la adresa fostului suveran. Da, înțeleg că din zona VIP ar fi venit aceste injurii, dar nu se știe până la acest moment cine este individul care ar fi adresat aceste injurii și nu știu dacă și poate fi sancționat în vreun fel. Eventual să-i se refuze pe viitor accesul pe stadion. Asta ar fi o decizie personală a organizatorilor de competiții sportive. Decizia interzicerii intrării pe un stadion din România nu poate fi luată decât printr-o sentință a unei instanțe de judecată. Da, îți mulțumesc foarte mult, Liliana Năstase, pentru această intervenție și rămânem pe acest subiect pentru că au apărut imagini în premieră cu regele Mihai I. O înregistrare surprinsă în 1948 de către reporterii germani arată momentul în care regele ajunge la Lausanne, Elveția, locul în care va trăi în exil pentru următorii 10 de ani. În imagini se pot observa și controversatele bagaje ale fostului șef de stat acuzat de comuniști că ar fi plecat din țară cu avere. Ex-König Michael von Rumänien begab sich ins Exil in die Schweiz. Mit seiner Mutter, der Königin Helene, und wenigen Begleitern nahm vorläufig in einem Hotel in Lausanne Aufenthalt.
Zeci de oameni și de reporteri s-au adunat la mica gară din Lausanne pentru a-l întâmpina pe regele Mihai. În 1948, tânărul rege era o adevărată celebritate, fiind admirat de o întreagă Europa ca monarhul care i-a ținut pieptul lui Hitler și al cărui curaj a scurtat războiul. Mihai a condus singur mașina până la hotelul Beau Rivage, unde el și mama lui urmau să locuiască până își vor găsi o nouă casă. Acolo, pe hol, stau și bagajele regelui, însoțite de o etichetă cu numele proprietarului, regele Mihai I al României. Odată instalați la hotel, regele și mama lui sunt întâmpinați de oficialii din zonă. Plecarea regelui Mihai din România a fost una dintre cele mai controversate evenimente din istoria românilor. Comuniștii au răspândit zvonul că regele ar fi plecat din țară cu un tren plin de aur. Odată cu trecerea timpului însă, adevărul a ieșit la iveală. Fostul monarh și-ar fi luat cu el doar lucrurile strict necesare. Schimbăm subiectul. Sindicatele anunță din nou proteste de amploare în Piața Revoluției, dar și în fața guvernului. Mitingul va fi organizat pe 12 decembrie. La proteste vor participa și câteva sute de angajați Dacia. Pe data de 12 decembrie, Blocul Național Sindical a propus și organizează un protest în fața guvernului României în Piața Victoriei. Sindicatul Autoturisme Dacia, care face parte din Federația Industrial BNC, va participa cu aproximativ 1000 de membri de sindicat. Ne vom deplasa dimineață spre București, ne întâlnim acolo. Tema mitingului și protestului nostru este aceeași. Trecerea plăților, contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, pentru noi și imediat și pe termen lung are efect devastator. Din punctul nostru de vedere este o lege, așa cum am mai spus, care aparține nu unui partid social-democrat, ci unei extreme dreapta. A fost panică la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Un incendiu s-a declanșat la centrala electrică a spitalului. Medicii și pacienții au fost evacuați, iar toate intervențiile chirurgicale au fost amânate. Momente de groază la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Focul a izbucnit la centrala electrică a unității medicale și curentul a fost întrerupt. A fost decuplat curentul din tot spitalul, funcționăm la avarie doar pe baza generatorului, cu activitate în urgență, în blocul operator și la TIR. Vă reprogramăm operațiile din cursul dimineții pentru după amiază și așteptăm să vină reprezentanții de la electrica pentru remedierea deficiențelor. Mai multe asistente medicale au rămas blocate în lift în timpul incendiului, iar pompierii au intervenit de urgență. Incendiul se manifesta cu placără la izolatorul unui conductor care alimenta transformatorul spitalului. Nu au existat victime, iar pompierii urmează să stabilească cauza incendiului. Trei copii au ajuns de urgență la spital în urma unui grav accident produs în această dimineață pe centura Focșaniului. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi a ieșit din curtea unui depozit pe centură fără să se asigure, moment în care a fost izbit puternic de un autoturism care circula regulamentar și în care se afla o familie cu trei copii. În urma impactului, micuții au fost grav răniți. Pe toată perioada cercetărilor, circulația s-a desfășurat cu dificultate. Slogan de țară cu oaia și acum șaorma cu carne de oaie. Ideea îi aparține tot celebrului ministru al agriculturii Petre Daia. Acesta crede că românii vor consuma mai multă carne de oaie dacă bucătarii de la școlile de profil ar fi învățați să facă șaorma cu carne de oaie. Petre Daia vrea chiar și o lecție deschisă de prepararea șaormei cu carne de oaie. Șaorma este una dintre mâncărurile preferate de români, așa că ministrul Daia vrea să promoveze încă o dată oaia, adică învățăm să facem șaorma cu carne de oaie și așa îi ajutăm pe producătorii români. La școala de bucătari se facem prin grija celor care se ocupă de școlirea acestora. Să facem niște meniuri, să facem să se învețe cum se fac meniurile acestea din carne de oaie. Și va fi o
lecție, să zicem, deschisă, la care vă invităm. A doua lecție va fi că sunt interesați și pornind acest stimul în rândul oamenilor de... Al doilea este că ne va invita un procesator să ne pregătească o șaormă din carne de oaie. Să sperăm că vom găsi și ingredientele necesare pentru a putea vedea că acest produs se poate valorifica. Și epopeea ministrului continuă. S-a anunțat o rețea de, nu vă spun care, o rețea de restaurante, care de asemenea va fi o masă deschisă și cu dumneavoastră presa, unde restaurantele vor să prezinte câteva meniuri din carne de oaie. Să sperăm că anul viitor ne va găsi în București, sau vom găsi în București, magazine și unități de comercializare speciale pentru carnea și produsele din carne de oaie. Facem aceste acțiuni și cu lână, și cu carne, și cu porcul, și cu toate celelalte. Pentru că și cu puii, și sunt produse pentru anul viitor, și cu carne, și cu mierea, mierea pentru copii, pentru a promova produsele românești, pentru a promova consumul de produse românești, pentru a putea intra în supermarketurile existente în țară cu produse românești, și această decizie o va lua, în primul rând, consumatorul. În toamna acestui an, ministrul Petre Daia a lansat o campanie intitulată Alege Oaia. Celebra vânătoare a lui Ion Țiriac a fost mutată. Partida nu mai are loc pe domeniul de la Balc, ci la Ersig, în județul Caraș-Severin. Omul de afaceri a cumpărat în urmă cu 2 ani un domeniu de vânătoare de 700 de hectare. Ca în fiecare an la vânătoare participă mai mulți oameni de afaceri din Europa. Omul de afaceri Ion Țiriac a luat o decizie radicală. Nu mai vrea să organizeze celebra vânătoare la Balc, ci pe un alt domeniu cumpărat în urmă cu 2 ani, potrivit celor de la știrpesurse.ro. Acesta se află la Ersig, în Caraș-Severin, și are 700 de hectare. Pe bogații europei, invitați an de an la vânătoarea lui Țiriac, nu i-a deranjat modificarea, așa că au descins din nou în țara noastră. Au venit aseară pe aeroportul din Timișoara cu aeronave private și au fost primiți în salonul oficial. Aceștia au plecat ulterior spre județul Caraș-Severin, unde are loc partida anuală de vânătoare organizată de Ion Țiriac. Astfel de partide de vânătoare, la o asemenea scară și cu atât de multe victime în rândul animalelor, nu se organizează și în alte țări din Europa. Cred că există și niște vicii de legalitate și cred că în țara noastră, din nefericire, lucrurile sunt mult mai permisive față de astfel de băi de sânge pe care le fac cei care vin pe domeniul domnului Țiriac. Ar trebui interzise, ar trebui scoase în afara legii, tocmai pentru că reprezintă doar o simplă plăcere de a ucide. Iar acesta este un lucru incompatibil cu o societate civilizată și democratică. Printre participanți se numără creatorul de modă italian Stefano Ricci, prințul Dimitrie Sturza, Wolfgang Porsche, moștenitorul Imperiului Autonom omonim, Klaus Mangold, fostul președinte al grupului Daimler Chrysler, sau Franz Rauch, cel mai mare producător de sucuri din Europa. Domeniul de la Ersig, în suprafață de peste 900 de hectare, i-a fost retrocedat prințului Paul de România, însă acesta i-a vândut omului de afaceri Ion Țiriac 700 de hectare. Prețul nu se cunoaște cu exactitate, însă la momentul tranzacției s-a vehiculat suma de 2,1 milioane de euro. Restul de 200 de hectare din domeniu au fost concesionate de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului și Feleacului. Fostul consilier de stat Răzvan Murgeanu a fost audiat aproape 3 ore în dosarul Teldrum. Răzvan Murgeanu le-a declarat jurnaliștilor că în perioada cercetată era consilier de stat și că a avut o întâlnire cu Liviu Dragnea, unde s-au discutat mai multe aspecte. Am fost chemat în cartea de martor, într-adevăr, vis-a-vis de întâlnirea pe care am avut-o cu domnul Dragnea, da, cu domnul Dragnea în benzinăria de la Bolintin. A fost o chestie informală, am declarat atunci ce vă declar și acum.
Vrea să el, cu toate că era de notorietate ce se spusese de către auditorul Digi Regiu, era interesat ce se poate întâmpla. Și am spus care pot fi consecințele, atât. A durat exact 5 minute. De ce v-ați întâlnit în benzinărie? Pentru că a vrut să fie un loc public, că nu știam, la un moment dat nici nu știam cu cine mă văd, de fapt. Eu. A, el a stabilit-o și eu am spus, dom'le, dacă vrei, eu nu eram în București, eram la o casa maică-mii, care e undeva la țară, și am spus, uite, dacă vrei, dacă vrea să se vadă cu mine, să ne vedem acolo, că eu nu mă duc în București. Răzvan Murgeanu este martor în dosarul Teldrum. Acesta a ocupat în perioada în care Liviu Dragnea era președinte al CJT Leorman postul de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Fostul consilier prezidențial a fost condamnat luna trecută de magistrații Curții de Apel București la 2 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul în care este acuzat că a primit 30.000 de euro pentru a-și trafica influența. Decizia a venit după ce Murgeanu a încheiat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției. Murgeanu va fi obligat să presteze muncă în folosul comunității timp de 60 de zile la primăria sectorului 1 București sau la primăria municipiului București. Românii stau prost cu inima, infarctul miocardic ne pune pe primul loc la nivel european. Concluziile unui studiu al Observatorului European de Sănătate sunt foarte sumbre. Irina Petraru ne spune ce au mai observat specialiștii. Bună ziua, Irina! Găsit, românii se neglijează, nu-și fac analizele și de cele mai multe ori se tratează după ureche. Tocmai de aceea rata de mortalitate cauzată de infarct este cea mai ridicată dintre toate țările Uniunii Europene. Mai mult, medicii spun că unul din 5 pacienți care au avut infarct va suferi și un al doilea eveniment cardiac în următorul an. Un nou infarct miocardic provoacă deseori decesul. Explicația este simplă. De cele mai multe ori românii țin tratament doar 2-3 luni, după care încep să se simtă mai bine. De aceea se întorc la același stil de viață și evită controlele. Specialiștii au identificat și factorii de risc, sedentarismul, alimentația nesănătoasă, hipertensiunea arterială, fumatul și diabetul. Cardiologii au demarat anul acesta campania Câte vieți are inima ta, prin care se încearcă atragerea atenției asupra importanței prevenției în astfel de cazuri. Mulțumesc. Declarații uluitoare din partea șefului jandarmeriei, Sebastian Cucoș, susține că incidentul de miercuri seara în care un protestatar ar fi fost lovit cu mașina de deputatul PSD Ioan Terea a fost provocat chiar de protestatari. Ba mai mult, acesta a realizat și un profil al manifestanților de astăzi, care, spune el, sunt organizați prin stații și au în spatele lor case de avocatură. Șeful jandarmeriei române, Sebastian Cucoș, a declarat că protestatarul care ar fi fost lovit miercuri seară de mașina deputatului Ioan Terea s-ar fi aruncat peste capotă intenționat. Cucoș citează sursele sale de pe teren. Eu vă spun că n-a fost lovit, s-a aruncat pur și simplu pe mașină. S-a aruncat pe mașină? S-a aruncat pe mașină. Aveți informații de acolo? Colegii noastre au văzut? De la fața locului. Însă teoria conspirației continuă. Sebastian Cucoș s-a mai adăugat că protestatarii din Piața Victoriei sunt susținuți de oameni puternici și cu bani. O întreagă rețea, subliniază șeful jandarmeriei. În spatele fiecărui protestatar pe care îl vedem noi aici, există oameni și case de avocatură. Care vin și contestă procesele verbale în instanță. Slavă Domnului, până acum n-au trecut. Oameni care le plătesc amenziile, conturi care sunt trecute pe Facebook, pe alea nu le vede nimeni. Eu nu am atribuții și nu am capacitatea să gestionez tot mecanismul ăsta. Ba mai mult, Sebastian Cucoș a continuat cu un portret al manifestanților de azi, care, spune el, vin organizați cu stații de emis recepție. Protestatarul de astăzi și-a schimbat profilul foarte mult. Lucrează la limita legii, știe legea extraordinar de bine, speculează tot ceea ce înseamnă zona gri a legii, provoacă foarte mult, așteaptă o reacție violentă din partea noastră, pentru că aia ar empatiza într-un spațiu public și vedeți ce tehnici de manipulare puteți vedea pe Facebook, pe televiziuni, pe așa mai departe în presă. Ne uităm la ceea ce înseamnă organizare. Păi îmi spuneți dumneavoastră că avem de-a face cu un meeting spontan când el vine cu stație de emisie recepție la el? Când avem grupuri în anumite locuri? Procurorul Mihaela Iorga Moraru este la un pas de a fi suspendată din magistratură. Anchetatorii de la DNA Ploiești au schimbat calitatea magistratului din suspect în inculpat în dosarul în care este acuzată de favorizarea făptuitorului. Moraru este primul procuror DNA care a intrat în conflict direct cu Laura Codruța Chioveș și după ce șefa Direcției Anticorupție a decis să o dea afară. Ce veți mai face astăzi la DNA Ploiești? Veți da declarația astăzi? Este să aveți răbdare. O să ajungem într-o fază publică și atunci o să auziți toate declarații.
V-am mai spus ceva acum astăzi când m-au chemat? Poate n-am ajuns acolo. E prematură. Înainte de voi am... E prematură întrebarea. Promovarea statului de drept și lupta împotriva corupției sunt valori care nu pot fi negociate, îngrădite sau eliminate. Este mesajul șefului statului, care nu a ratat ocazia de a ataca voalat liderii coaliției PSD-ALDE, vorbind despre unitatea românilor în jurul unor principii, cum ar fi anticorupția și integritatea în funcțiile publice. Un mesaj dublat de cel al Ambasadei Statelor Unite, care vorbește despre corupție ca fiind cel mai mare inamic al dezvoltării. Corupția, un fenomen asupra căruia șeful statului nu ezită să atragă atenția. Președintele Klaus Iohannis a lansat noi săgeți către coaliția de guvernare PSD-ALDE. Românii se dovedesc mai uniți ca niciodată în jurul unor principii fundamentale pentru a căror respectare militează activ, fără a mai accepta niciun pas înapoi. Promovarea statului de drept și a independenței justiției, lupta împotriva corupției, asigurarea integrității în funcțiile și demnitățile publice sunt valorile constituționale care nu pot fi negociate, îngrădite sau eliminate. Ca președinte al României, în temeiul atribuțiilor de a veghea la respectarea Constituției, îndemn toate instituțiile statului să țină cont nu doar de litera, ci și de spiritul legii fundamentale, condiție indispensabilă pentru buna guvernare a societății românești. Un mesaj dur dublat și de cel venit din partea Ambasadei Statelor Unite. Corupția a ajuns la nivel mondial la sume astronomice și este principalul obstacol în calea dezvoltării economice și sociale. Anual în lume se plătește mită de $1 trilion și se fură prin acte de corupție circa $2.6 trilioane. Corupția nu se referă doar la faptul că sunt furați banii de unde este mai mare nevoie, ci duce și la slăbirea guvernelor care favorizează organizațiile de crimă organizată și se înmulțesc cazurile de trafic de persoane și de arme, se mai amintește în mesajul Ambasadei Statelor Unite. Sfârșit de an fericit pentru Andreea Marin. Vedeta se simte împlinită în dragoste datorită noului său partener, consulul României în Libia, în vârstă de 32 de ani, scriu jurnaliștii de la Libertatea.ro. Dacă în urmă cu câteva săptămâni Andreea Marin se ascundea de paparații, acum Zâna nu mai are niciun secret. Diva nu se mai sfiește să vorbească deschis despre relația cu Adrian Brâncoveanu. În vârstă de 32 de ani, acesta l-a înlocuit în inima Andreei pe fizioterapeutul turc Tuncay Özturk. Anul acesta a fost un dar. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a echilibrat cumva greutățile de anul trecut cu un an excelent, mai ales în ultimele luni, când m-am bucurat de sănătate, de echilibru, de dragoste, de realizări în plan profesional. Nu voi intra prea adânc în amănunte, dar da, sunt fericită și echilibrată datorită lui. A declarat Andreea. Noul iubit al Zânei este consulul României în Libia. Andreea Marin a divorțat anul trecut de Tuncay Özturk, cel de-al treilea ei soț. Bat clopote de nuntă pentru Cristian Băureanu și Laura Dinică. După ce tânăra a fost alături după scandalul care l-a dus în închisoare, Băureanu s-a hotărât să o ia de nevastă. Nunta este programată pentru anul viitor, dar pregătirile vor începe imediat după sărbătorile de iarnă. Cununia se anunță cel mai important și extravagant eveniment al anului. Te rog mult! Te rog mult! Te rog! Ești prost! Dragostea pare să învingă totul. Chiar dacă anul acesta a fost unul dintre cele mai grele din viața lui Cristian Băureanu, pentru fostul politician se anunță zile mai bune. Băureanu și Laura Dinca au luat decizia să se căsătorească. Cei doi au stabilit deja și data. Ziua cea mare ar urma să aibă loc la jumătatea lunii iulie. Dacă judecătorii le vor permite, cei doi plănuiesc să își petreacă luna de miere în străinătate. Cuplul are planuri mari. După ce se liniștesc apele în procesul lui Băureanu, cei doi spun că ar vrea să devină părinți. Chiar dacă e încă foarte tânără, Laura își dorește să fie mamă. Cristian Băureanu a mai fost căsătorit de 2 ori și are o fată cu care a avut o relație tensionată. Până vorbate clopotele de nuntă, Băureanu mai are un hop de trecut. Fostul politician se află sub control judiciar după ce a agresat fizic un polițist în trafic. Incidentul violent s-a produs în luna iunie, după ce mașina în care se afla cu iubita lui a fost oprită la un filtru al poliției în zona de nord a capitalei. Fostul politician era în dreapta șoferului, iar Laura Dincă pe bancheta din spate. După scandalul teribil, Băureanu a fost trimis în judecată pentru ultraj, iar Laura Dincă pentru mărturie mincinoasă.
revenit cu informație de ultimă oră. Haos pe calea ferată, sunt sute de oameni blocați, o șină de tren a fost fisurată și sunt mai multe probleme. Încercăm să lămurim situația cu domnul Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Bună ziua! Care este situația exact? Vă rog! Bună ziua! Informăm că traficul feroviar pe magistrala 900 București-Timișoara este la această oră oprit la kilometrul feroviar 447 plus 790 de metri între localitățile Armeniș și Teregova în județul Caraș-Severin, după ce o șină de cale ferată s-a fisurat. Din acest motiv, trenul Regio 9554 pe relația Orșova-Timișoara este oprit în stația Armeniș. Se estimează că în aproximativ 2 ore circulația feroviară în acest loc va reveni la normal. În trenul acesta 9554 nu sunt foarte mulți călători, din câte cunosc sunt în jur de 20 de călători. Dar înțeleg că sunt și alte întârzieri la alte trenuri, pentru că se circulă intens spre Timișoara și bănuiesc că trenurile care trebuiau să plece din București au întârzieri în aceste condiții. Vă spuneam că este posibil ca într-o oră, jumătate, două probleme să fie remediate și să nu fie generate probleme foarte mari din acest motiv. Și oamenii respectivi stau în tren, nu? Sau în gara respectivă a coborât. Trenul este oprit în stația Armeniș până se remediază problema cu șina. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule Creangă, pentru aceste informații. Vă ținem la curent cu situația de pe, din traficul feroviar, pentru că este foarte importantă această rută. Și mergem mai departe. Relațiile bilaterale dintre România și China continuă să se dezvolte, iar un nou acord semnat ieri între țara noastră și regiunea Zhejiang ajută la creșterea comerțului și a investițiilor în numeroase domenii, precum energie, IT, construcții, petrochimie, aparatură medicală și electronică, industria textilă și multe altele. Forumul de afaceri și investiții România, GEZIA, a deschis noi căi de investiții și schimb comercial mediului de afaceri al țării noastre și al Chinei. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industria României și Consiliul Chinez pentru promovarea comerțului internațional din provincia GEZIA a reușit să pună față în față sectorul business român cu cel chinez. Vă așteptăm cu drag și interes pe dumneavoastră ca și investitori chinezi. Ne dorim o colaborare bună alături de dumneavoastră, așa cum se știe încă din istorie. România și China, putem spune, ca o relație de fraternitate și s-a dezvoltat în continuare relația aceasta și a crescut din ce în ce mai bine. De-a lungul timpului, relațiile pe care le-am avut de colaborare cu partenerii chinezi au fost extrem de serioase. Nu prea am avut să le reproșez niciodată nimic în relația pe care am avut-o cu ei. Dovadă, după vizita făcută în luna august în China, iată, s-a materializat și acest parteneriat, dar am avut de asemenea surpriza de a îi vedea pe oamenii de afaceri pe care am întâlnit pe această ocazie la târgurile din România, unde au și semnat contracte. Decizie în cazul fostului medic al gimnastelor din Statele Unite. Inculpatul a fost condamnat la 60 de ani de închisoare pentru acuzații de pornografie infantilă, într-un scandal în care sunt implicate mai multe campioane olimpice și mondiale. Judecătoarea Janet Neff l-a condamnat pe medicul Larry Nassar, în vârstă de 54 de ani, să-și petreacă cel mai probabil restul vieții în închisoare pentru molestarea copiilor și pornografie infantilă. Tribunalul a considerat că bărbatul nu ar mai trebui să aibă niciodată acces la copii și speră ca cei 60 de ani după gratii să-i dovedească faptul că nu e omnipotent. Pe numele lui Nassar au fost depuse peste 50 de plângeri de abuz sexual. Printre tinerele care au spus că au fost agresate sexual de fostul medic se numără și gimnaste celebre câștigătoare de medalii olimpice, precum Gabrielle Douglas, Michaela Maroney și Alexandra Reisman. I think he's a monster and I think it is so disturbing to me what he did to me and so many other people. This is so much bigger than just me. I mean, it's such a horrific thing to happen. Avocatul victimelor a descris momentele înspăimântătoare prin care au trebuit să treacă victimele.
He was reaching under their leotards or under their clothes with ungloved hands, without consent, without prior knowledge, without another adult in the room, and in many cases digitally penetrating them. Larry Nassar, în vârstă de 54 de ani, a pledat vinovat în iulie după ce a fost acuzat că posedă mii de imagini și filmulețe cu pornografie infantilă, inclusiv cu copii angajați în acte sexuale. Larry Nassar va afla în luna ianuarie și sentința în procesul în care a pledat vinovat de agresiune sexuală. El a fost acuzat că a agresat fete sub pretextul că le trata. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, este implicat într-un scandal monstru. Președintele Turciei este incriminat pentru violarea sancțiunilor stabilite de Statele Unite ale Americii împotriva Iranului. Omul de afaceri turco-iranian, Reza Zarab, a făcut dezvăluiri incendiare la New York. Acesta susține că a dat miliarde de dolari mită președintelui Erdoğan și anturajului său pentru a spăla bani în favoarea Iranului și a societăților iraniene. În toamnă, Departamentul American de Justiție a pus sub acuzare mai mulți cetățeni turci, printre care foști membri ai guvernului, ca și cadre ale Halk Bank, principala bancă publică turcă, pentru spălare de bani în favoarea Iranului și a societăților iraniene în schimbul mai multor miliarde de dolari mită. Doi suspecți au fost arestați în acest caz: Reza Zarab, arestat de FBI la Miami în martie 2016, și Mehmet Hakan Atila, vicepreședinte al Halk Bank, arestat la New York în martie 2017. Ei sunt acuzați de justiția americană că au violat embargoul Statelor Unite aplicat Iranului între 2010 și 2015. Pentru moment, bancherul este singurul aflat pe banca acuzaților. Declarațiile omului de afaceri, Reza Zarab, au pus pe jar Turcia și Statele Unite. Acesta a spus în fața magistraților că Erdoğan, pe vremea când era premier, a dat instrucțiuni pentru ca două bănci publice să participe în cadrul unei vaste scheme de spălare de bani puse la punct la cel mai înalt nivel al statului turc cu scopul ocolirii sancțiunilor americane impuse Iranului. Este vorba de acea decizie pe care vă spuneam în 17 decembrie 2013, în care autoritățile deșin la miniștri acasă, se găsesc sume... Sunt arestați copiii miniștrilor? Sunt duși la secție. Da. Este un, practic, un tsunami, pentru că până atunci nu se știa și toată lumea este șocată de ceea ce se întâmplă. Aceasta este o discuție între tată și fiu, președintele Turciei și fiul său, în care îi se spune, îl întreabă pe taică-său că la noi, dacă vin, avem vreo 35 de milioane de euro, ce facem cu ei? Scandalul internaționat în care este implicat Erdoğan nu se oprește aici. În urmă cu 4 ani, omul de afaceri era deja în colimatorul justiției turce, fiind implicat într-o afacere de corupție și de trafic ilegal de aur în schimbul petrolului iranian, în pofida interdicției decise de băncile americane și internaționale de a face comerț cu Iranul. Scandalul implica miniștri ai guvernului turc și cercuri apropiate puterii, printre care fiul cel mai mic al lui Recep Tayyip Erdoğan, care atunci era prim-ministru. Reza Zarab a fost eliberat după 2 luni de detenție. În urma scandalului, 4 miniștri au demisionat sau au fost demiși, deși negaseră acuzațiile. Actualul proces dintre Statele Unite a lui Zarab îngrijorează Ankara. Reza Zarab a recunoscut că a încălcat legile americane asupra embargoului impus Iranului și a acceptat să coopereze. Este vorba de un proces din Statele Unite care a început și acum s-au depus depozițiile în ceea ce privește anchetarea celor care sunt prinși în proces. Halk Bank a încălcat prevederile internaționale în ceea ce privește sancțiunile impuse Iranului cu embargoul și, având în vedere aceste lucruri, cu siguranță că și cu mărturia atât a directorului general adjunct cât și a lui Reza Zarab, care este practic omul care a pus la punct această schemă de a lua banii și... Zarab a mai spus în fața juriului că a plătit mită de milioane fostului ministru al economiei, Zafer Kaglayan, pentru facilitarea și susținerea traficului de aur cu Iranul în schimbul împărțirii profitului. De asemenea, acesta a afirmat că fostul director adjunct al Halk Bank a jucat un rol important pentru ca acest trafic să rămână nedetectat de autoritățile americane. Au încercat să facă aceeași schiță financiară nu doar între Turcia și Iran și Dubai, unde mergeau să facă acest lucru, ci au deschis și în India și în China același lucru. Practic, dar au fost descoperiți și în momentul directorul general adjunct, când s-a dus la New York, a fost arestat în martie 2017. Deci este un proces în continuare, iar sumele sunt terifiante. Această schemă permite Iranului să evite sancțiunile americane și internaționale impuse.
Știrile au ajuns la final. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și de la orele 21. Urmează acum emisiunea 11 metri. O zi frumoasă!